Incendiul de la Jilava a dat bătăi de cap pompierilor. Au trecut peste 24 de ore de când angajații ISU au intervenit pentru lichidarea focului care a mistuit fabrica de încălțăminte. Norul negru de fum a acoperit o parte însemnată a capitalei. Pompierii au fost nevoiți să acționeze inclusiv pe durata nopții pentru a stinge incendiul izbucnit luni, aceștia luptându-se cu focul mai bine de 24 de ore. Focul a continuat să ardă mocnit în interiorul halei. 8 autospeciale de stingere au acționat continuu până la lichidarea lui totală. Norul toxic provenit de la fabrica de încălțăminte mistuită de flăcări în Jilava a inundat cartierele bucureștene din zona șoselei Giurgiului, inclusiv Tineretului. Smogul poate fi văzut cu ochiul liber, mai ales în dreptul stâlpilor de iluminat public. Arată ca o ceață, conține dioxină și alte substanțe toxice, foarte periculoase pentru sănătate, a povestit un martor din zonă. Reamintim că un pompier a murit în timpul misiunii după ce un perete s-a prăbușit peste el.